La insistențele presei de a afla cine este cel numit în mai multe rânduri pe parcursul conferinței de presă senatorul Mormoloc, primarul Lucian Micu a spus că este vorba despre actualul senator de Roman. Și e o problemă de sistem. E o problemă de sistem care, din păcate, nu a fost înțeleasă de unii oameni care au fost prin conducerea județului județean. Este vorba despre actualul senator Mormoloc. Nu speculați. E un senator care, în loc să se preocupe de problemele orașului, emite comunicate de presă. Spuneți-i numele lui. Sâmbătă. La cine vă referiți? Fostul vicepreședinte al Consiliului Județean din mandatul trecut. Spuneți-i numele, vă rugăm. Actualul senator de Roman. Vorbind în continuare despre criza apei, edilul șef al Romanului, Lucian Micu, este convins de faptul că rezolvarea în doar 16 ore de la producerea avariei majore de la magistrala de apă este un test elocvent pe care l-a dat în ceea ce privește capacitatea sa de a rezolva în cunoștință de cauză problemele Romanului, oricât de dificile ar fi ele. Primarul mai este convins de faptul că la scrutinul din 11 iunie, electoratul va ști să facă deosebirea dintre cine promite că va rezolva problemele Romanului și cine le-a rezolvat cu adevărat. La rândul său, senatorul Dan Manoliu, președintele PSD Roman, a remis presei un comunicat în care apreciază că Lucian Micu ar fi trebuit să vorbească romașcanilor despre realizările sale și nu ar fi trebuit să arunce în cârca sa problemele care țin strict de managementul companiei Apaserv.